Începând de luna trecută, Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a demarat distribuirea vaccinurilor împotriva cancerului de coluterin în județ, înregistrându-se în ultima vreme o creștere a cazurilor. În acest sens au fost distribuite deja 300 de vaccinuri, iar DSP Hunedoara mai are pe stoc 450 de astfel de flacoane. Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, spune că efectele vaccinării împotriva cancerului de coluterin se vor vedea în următorii ani. Noi am primit o suplimentare de doze de vaccin HPV, 750 de doze, din care am distribuit deja 300, mai avem la nivelul DSP-ului 450 de doze de vaccin HPV și dorim să facem o campanie țintită cumva în segmentele de populație, astfel încât să evităm, pentru că așa cum știți, din păcate județul Hunedoara are un număr ridicat de cazuri oncologice. E drept că ceea ce facem noi, de fapt, rezultatele se vor vedea peste câțiva ani de zile și populația care va alege să vaccineze, în principiu discutăm de părinții care acceptă copiii să fie vaccinați împotriva cancerului de coluterin, o să ne mulțumească undeva peste 10 ani. De asemenea, în această lună, Direcția de Sănătate Publică Hunedoara organizează și o campanie de prevenire a îmbolnăvirii de cancer, nu numai de cel de coluterin. Este luna în care vom face campania de luptă împotriva cancerului. În principiu, încercăm să transmitem informații către mai multor persoane, astfel încât să poată să se protejeze, pentru că, conform studiilor efectuate de Organizația Mondială a Sănătății, undeva între 30 și 50% din cazurile de cancer pot fi evitate. Și aici discutăm de un stil de viață sănătos, în principal. Sunt câteva mii de cazuri active în acest moment. Din păcate, de la un an la altul, numărul acestora a crescut. Conform datelor oficiale publicate de Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, în 2019 se înregistrau 1922 de cazuri de afecțiuni oncologice, iar anul trecut erau 2372 de cazuri. Un calcul simplu ne arată că în doar 2 ani numărul hunedorenilor care s-au îmbolnăvit de cancer a crescut cu 450.